În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Faceți oamenilor ce are voit să vă facă ei vouă. Iată întreaga esența Evangheliei de astăzi, spusă de Mântuitorul Hristos în câteva cuvinte, în contextul predicii de la Evanghelia de pe munte. Deci fericirile care au fost vestite ucenicilor ce stăteau împrejurul lui și mulțimii adunate. Iar pentru că întrebările apăreau în sufletul lor și în mintea lor, Mântuitorul le-a răspuns la modul direct, făcând o sinteză acestor fericiri, pentru a-i face să pătrundă mai adânc în legea noastră. Se spune de toți Sfinții Părinți că dragostea și adevărul sunt cununa de aur a creștinismului. Deci Mântuitorul Hristos, ca să poată să sădească în sufletul ucenicilor legătura între om și om, a apelat la două lucruri. A apelat înainte de învățătura de astăzi la o altă evanghelie care să arate legătura între om și om. Spune că un învățător de lege, și noi știm contextul Evangheliei, doar o să trec în ceea ce ne interesează, a pus întrebarea lui ce trebuie să facă să se mântuiască. La care Mântuitorul Iisus Hristos, cunoscând întotdeauna că cei ce știu multe vor să iscodească multe, sau cei ce au știință multă, au și rațiune multă, a zis că vom proceda în felul următor. Ia deschide tu frumos decalogul și spune-mi ce scrie în lege și tu cum citești. La care învățătorul respectiv i-a spus să iubești pe aproapele și pe Dumnezeu ca pe tine însuți. Deci pe Domnul Dumnezeu să-L iubești și pe aproapele ca pe tine însuți. Iar Mântuitorul a scurtat răspunsul și l-a dat foarte prompt, spunându-i doar atât. Bine ai zis, fă acestea și vei fi viu. Deci iată, l-a pus pe om în directă legătură cu omul. Pentru ca mai târziu Sfântul Petru Damaschin în Filocalia 5 să ne arate că de fapt vremea și scăderea potenței noastre sufletești în virtute a făcut să existe oameni contra oameni. Deci de unde să ajunge la Evanghelia de astăzi? Deci ea a prevestit acest lucru că se va întâmpla între oameni, adică ura, dezbinarea, neînțelegerea, cearta, răzbunarea, vrăjmășia, viclenia sau toate câte se întâmplă între oameni în societate. Oameni pe lângă oameni. De ce spun de oameni pe lângă oameni? Deci om care ar vrea sau ar putea să te ajute, dar refuză. Sau cel puțin dintr-un motiv simplu de tot, comoditate, nu vrea să facă binele. Și este adevărat, sunt mulți care spun aceasta, dar ce am făcut cuiva rău, nu este de ajuns să nu facem rău, ci trebuie să ne străduim pe lângă faptul că nu facem rău, să alcătuim binele, să-l împletim în acea viață obișnuită în care noi evităm rău. Adică, un lucru de care te folosești trebuie să aibă o eficiență sau un randament. Pot să am un lucru care nu-mi folosește și atunci dacă nu-mi folosește, nu-l țin. La fel și Dumnezeu. Poate să aibă lumea aceasta plină de oameni, dar se bucură de ea atunci când eficiența lucrării omenești vine în sprijinul lăudării sau a preamăririi lui Dumnezeu. Și în același timp, la fel, poate Dumnezeu să se supere când din societatea pe care o cărmuiește din puterea dumnezească vede că rostul oamenilor nu este acela cu care i-a creat iubirea sau înțelegerea sau dragostea între ei. Și trecând la esența măruntă, ca să spunem, doar la sămânța societății, familia, de acolo Dumnezeu vrea ca mersul și restul societății să se alcătuiască sănătos. Copii educați bine, oameni educați bine, oameni închegați bine, familie sănătoasă, oameni care se înțeleg, se împacă, oameni care sunt un model viu pentru cei din jurul nostru, cum spune Mântuitorul în Evanghelie. Poți să ascunzi lumânarea sub obroc, poți să ascunzi cetatea din vârful muntelui, poți să ascunzi binele și să spui că nu este bine. Nu se poate. Sfântul Ioan Damaschin arată. Binele este bine atunci când este săvârșit bine. Deci nu faptul că sunt bun, ci faptele să o demonstreze că într-adevăr sunt bun. Și ajungând ușor Mântuitorul și trecând peste această parafrază, el mai dă o altă pildă ucenicilor și le spune așa. Ascultați ce vă spun. Din nou, în contextul Evangheliei de astăzi, nu face parte din ea, ci în partea Evangheliei din predica de pe munte. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Este unul din cele mai grele lucruri. Să știi că celui ce îți face rău de lângă tine,
ești forțat ca să-L iubești. Dar în ce măsură ești forțat ca să-L iubești? Nu în măsura voii tale. Adică tu poți să te justifici, Doamne, eu L-aș iubi, dar dacă El continuă să-mi facă rău, iată cum poți să dezrădăcinezi acest lucru. Trecând imediat în partea patristică, vom întâlni două temeiuri. Se spune că într-o cetate un episcop a găsit prădată biserica. Și imediat, deci, cineva din membrii bisericii a anunțat poliția, hoțul a fost prins și toți i-au spus episcopului, zice, să știți că este vorba de un hoț foarte cumplit. Zice, cine încearcă, zice, să-i facă greutăți, va avea greutăți și mai mari. Nu-i nimic, zice, eu totuși mă voi prezenta la judecată. Și a mers episcopul imediat la postul, deci, de unde a fost prins hoțul, și în clipa când a dat cu ochii de el, hoțul i-a pus o privire încruntată episcopului, care acesta l-a binecuvântat și adresându-se către polițianul care era acolo, i-a spus, măi, zice, cine v-a dat vouă poruncă să închideți omul acesta? Păi zice, ni s-a reclamat că a furat din biserica cu tare. Nu este adevărat. Eu i le-am dăruit lui cadou. Zice, vă rog să le liberați. Hoțul și-a luat frumos traista cu lucruri luate din biserică, a ieșit afară, l-a așteptat pe episcop și i-a spus, ce te-a determinat să procedezi în felul acesta? La care episcopul îi spune, nu se scoate răul cu rău, ci răul trebuie înlăturat prin bine. Dacă ai conștiință și dacă ai suflet în tine, pocăiește-te să nu-ți fie ție și mai rău. Adică eu te-am prins și te-am iertat. S-ar putea ca altul să nu procedeze la fel. Ei, aici este sensul de iubire a vrăjmașului nostru, adică să-i dai o șansă să-l ierți sau să faci dreptate. Conform legii, punându-ne oricare într-o situație similară, deci prinși, să spunem, ori dintr-o sustragere de la locul de muncă sau rău făcut unui om, în clipa când ne vedem în fața judecății, trebuie să gândim și în felul acesta. Dar dacă eu m-aș vedea în locul celui pe care acum îl acuz, nu mi-aș dori ca să se întâmple și cu mine o minune, nu mi-aș dori și mie să mi se întâmple un bine din care eu să fiu iertat și poate gândind în mintea mea să spun, poate altă dată n-am să mai greșesc dacă scap de data asta. Ei, aici se duce decizia pe care Mântuitorul a vrut să o scoată în relief. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Sunt oameni care fac rău din dorința de a face rău și atunci Mântuitorul a spus așa. Cel ce nu are sabie să-și cumpere. Adică răul fără de măsură trebuie stârpit de la rădăcină. De unde și în Vechiul Testament era legea talionului. Cine a omorât un om, Levitic și Deuteronom, să plătească cu moartea acelui om. Ori Mântuitorul a venit și a desfințat lucrul acesta și a arătat. Dacă poți să ierți, iată, dacă nu fă dreptate. Dar totuși dreptatea lui Dumnezeu rămâne în veacul veacului. Spune mai departe Mântuitorul. Blestemați, zice, blestemați când sunteți voi să binecuvântați și să vă rugați pentru cei ce vă fac necazuri. Iată, încă un context pregătitor pentru Evanghelia de astăzi. De ce l-am folosit? Ca să înțelegem de-abia partea Evangheliei. Știm foarte bine și se cunoaște foarte bine lucrul acesta, deseori ne întâlnim și foarte des ne întâlnim și în pomernice și în discuțiile la spovedanie. Părinte zice, m-a blestemat, m-a vrăjit, m-a legat. Foarte bine, Mântuitorul aduce astăzi leafa acestor legături care par nedezlegate și ne arată cum scăpăm din ele. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Deci iată ce cere Dumnezeu, ca blestemul să nu aibă putere. Pentru că iarăși spune Sfânta Scriptură, cel ce blastămă de blestem va pieri. Și atunci, dacă tu m-ai blestemat și eu mă rog pentru tine, oare Dumnezeu nu va face minunea ca să schimbe inima ta? Ba o a schimbat. De aia și în Patericul Egiptean se spune că era o rugăciune întocmită de un bătrân înțelept, când un frate a venit la el și i-a spus așa, zice, am ce am și mă vrăjmășesc cu fratele meu de chilie, de ani, de zile și nu ne putem ierta. Zice, și nu vrea să mă ierte. Și te-ai rugat pentru el.
Nu m-am rugat pentru el, zice, dar nu i-am făcut niciun rău. Ei, roagă-te pentru el. Și cum să mă rog? Și i-a spus să spui această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, pentru rugăciunile fratelui meu care mă urăște și îmi face rău, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și e cu neputință, părinte. Ba e cu putință. Așa să te rogi. Și s-a întâmplat că rugându-se fratele respectiv în felul acesta, deci rugându-se fratele respectiv în felul acesta, celălalt continua mai cu înverșunare să-l urască. Și mai mult îl ura. Și mai cu îndărătnicie să răzvrătea asupra lui și îl clevetea și îl bârfea și îl judeca în tot pustiu acolo și îl făcea om de ocară. Și fratele iar venea la bătrânul și întreba, zice, ce să facă, mai rău s-a înverșunat? Și că mai înverșunat, roagă-te. Și mergând odată fratele cu pricina care vrăjmășea pe celălalt, a căzut în pustie de sete. Și în clipa aceea, îngerul păzitor s-a arătat acelui frate care se ruga și a spus, frate, acum este momentul să se arate dreptatea lui Dumnezeu. Ia-ți repede un ulcior de apă, ieși afară și ține-te de îngerul care ți apare în față, era sub formă unui leu, și mergi în pustie și salvează pe fratele tău că moare. Și acesta, mergând, a luat ulciorul cu apă și a ajuns la locul cu pricina, unde cel care vrăjmășea să-i stovea de uscăciune și de durere și de setea cumplită și de oboseală și trebuia să moară. Și i-a muiat o cârpă, i-a muiat buzele, i-a dat să bea, să se întărească. Și apoi i-a spus, frate, iartă-mă pe mine păcătosul că te-am supărat. Iar cel de jos, când a deschis ochii și a văzut cine îl miluiește, în clipa aceea a strigat cuvântul, o cerule, deci iată cine a rânduit să vină să-i salveze viața. Și atunci a căzut în genunchi și a spus, zice, frate, eu te-am bârfit și te-am judecat, zice. Dar nu zice că aveam ceva cu tine, zice, din zaviste și din pismă și din ură și din răutate făceam lucrul acesta, pentru că să vorbeam pustie că tu ești mai bun. Și și-a îndreptat păcatul, dar iată cum, binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Nu vă faceți dreptate singuri. Cel ce își face dreptate singur nu mai apelează la Dumnezeu, ci apelează la voia lui proprie. Și dacă noi ne facem voia noastră, ne izbim exact de ceea ce a spus Mântuitorul. Cel ce vrea să vină după mine, să-și piardă sufletul pentru mine și pentru Evanghelia mea, să se lepede de sine și să murmeze mie. Două duminici în urmă. Deci să se lepede de sine și să murmeze mie. Este foarte mare, de foarte mare importanță acest act sufletesc care la prima vedere nu și are sensul. Toți spun, ce-o fi aia lepădarea de sine? Ce-o fi aia lepădarea de sine? Ce-o fi aia tăierea voii? Ce-o fi aia înjosirea sau, să spunem, mustrarea de sine sau defăimarea de sine? Este, de fapt, esența lepădării mândriei din sufletul omului. Orice om se naște cu un orgoliu, orice om se naște cu un egoism propriu, orice om se naște, deci orice om se naște cu o voia sa proprie la care nu poate ceda. Personal am avut ocazia să întâlnesc și am întâlnit oameni care greșesc, deci care greșesc, dar când discuți cu el, deci când discuți cu el, el nu-și dă seama de greșeala în care se află, ci ți-o spune la modul serios. Zice, părinte, mie îmi place să fiu dintr-o bucată, mie îmi place să fiu așa, eu aș vrea ca toate să meargă așa. Îl vezi că de fapt el este în greșeală. Nu poți să-l jicnești și să vezi. Nu poți să-i spui în față, ce mai vrei tu să fie toți ca tine, că să duc toate de râpă. Dar el, în ideea lui și în constanta lui de gândire, îi se pare că este perfect. Și atunci acolo lucrează iubirea de sine, adică lucrează acea mândrie personală care nu îi poate da prin minte să creadă că el a greșit sau poate să greșească, ci el se vede perfect. Ei, tocmai această perfecțiune îl desparte pe om de Dumnezeu, pentru că însuși Mântuitorul a spus, fiți desăvârșiți nu ca el sau ca el, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Deci iată modelul. Învățați de la mine, spune Mântuitorul, de la mine, eu sunt păcătos, de la Dumnezeu, că sunt blând și smerit cu inima
și veți afla odihna sufletelor voastre. Deci se dă pe sine model. Nu ne spune fii ca vameșul sau fii ca fariseul sau fii ca cărturarul sau fii ca cutare. Nu. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Felul acesta te biruiești pe tine. Și putem intra acum în ceea ce ne interesează. Primul lucru care l-a sugerat evanghelistul Luca și i-a cam usturat pe toți care l-au ascultat a fost acesta. Ceea ce voiți să vă facă oamenii, vouă faceți-le și voi lor asemenea. Eu spun că este prea dură, dar spun alta mai frumoasă. În popor spune un proverb românesc verde în față. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Este mult mai ușor, este mult mai pe înțeles, nu-ți trebuie școală multă, nu-ți trebuie filozofie multă, deci ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci iată cam ce a vrut să spună Mântuitorul în ceea ce a spus, faceți oamenilor ceea ce voiți să vă facă ei vouă asemenea. Ei, aici creștinismul se izbește de două praguri. Se izbește creștinismul de două praguri mari. Una, în sânul creștinismului s-au aciuat tot felul de oameni. Și când mă refer la tot felul de oameni, eu spun lucrul acesta. Biserica, săracă, așa cum este ea, dar totuși stăpână pe ea și pe sine, prin capul ei Hristos, naște din apă și din Duh și oameni buni și oameni răi. De unde și Evanghelia spune că soarele răsare și peste cei drepți și peste cei păcătoși. Și pământul primește ploaie și peste cei păcătoși și peste cei drepți. Deci iată cum se spune în popor, zice, mă mir cum de-l ține pământul. Ei, iată și biserica, și pământul, și Dumnezeu, asemenea feluri de oameni. De ce le ține? Le ține ca să avem modele de îndreptare. Adică, aproapele meu este oglinda mea. Și dacă eu la aproapele meu văd ceva rău și mie nu-mi place, eu la rândul meu să nu pot face lucrul respectiv și să nu-l pun în practică. Lucru care se întâmplă, evident, atunci când societatea se izbește de ce? De ranguri. Adică, ați văzut, nu toți oamenii sunt la fel. Unii sunt săraci, unii sunt bogați, unii sunt șefi, alții sunt subalterni, alții sunt conducători, alții sunt păzitori. Deci fiecare în rândul și în rangul cetei sale, nu toți sunt la fel. Și atunci, sigur, că aici nu mai lucrează. Deci aici nu mai lucrează legea, ci trebuie să lucreze morala. Și ce înseamnă morala? Vă spun imediat. Legea este acea literă scrisă care, dacă vrea, omoară. Și vă dau o pildă. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și eu pot greși, și tu poți greși, și el poate greși, și ea poate greși, și noi putem greși, și voi puteți greși. De ce spun lucrul ăsta? Ca să înțelegem ce a spus Dumnezeu. Nimeni nu este fără de păcat. Iar evanghelistul Ioan a arătat, cine spune că este fără de păcat sau că iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele lui urăște, acela mincinos și hulitor de Dumnezeu este. Într-o altă evanghelie, iarăși se spune, zice, cel ce nu ajută pe aproapele, întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. Deci iată iarăși un context de dilemă pus față în față cu Dumnezeu. Cum poate să fie Hristos în aproapele? Cum poate să fie aproapele Hristos pentru mine? Acolo unde tu vrei ca să înțelegi. Și alt loc, mai dur, Duhul Sfânt în Psalm, nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Iarăși, Doamne, auzi rugăciunea mea, că păcatul meu îl cunosc și fără de legea mea, înaintea mea este pururea. Deci vezi că în fiecare clipă greșim și nu greșim cu păcat mare. Este într-adevăr, iarăși spun, obiceiul de a se spune, n-am stricat casa nimănui, n-am furat de la nimeni, n-am dat în cap nimănui, n-am făcut niciun rău. Nu-i de ajuns. Este bine asta. Este legea cea mai de eficiență, adică trebuie să ne respectăm ca oameni. Dar omul nu are numai tovarăș. Omul are și casnicii lui, omul are și sufletul lui. Față de casnici, cu
cum mă port și față de suflet cum mă port. Față de aproapele meu pot să-i dau bună ziua pe stradă, sau fiind șef să-l ajut, față de casnicul meu pot ca să-l iubesc, fiindcă pe această temelie se întemeiază familia, dar față de sufletul meu problema e gravă și rămâne deschisă. Cazul rămâne neelucidat. Ce facem cu lenea, care este personal nouă? Ce facem cu trândăvia, ce facem cu nepăsarea, ce facem cu gândul spurcat, ce facem cu lăcomia, ce facem cu iubirea de argint sau cu nestăpânirea de sine, cu mânia, cu iuțimea, cu răutatea, cu răzbunarea. Căci nu trebuie să te răzbuni numai pe oameni, te răzbuni și împotriva ta. Mereu același lucru se întâmplă. Zic, da, mergeți la biserică? Nu prea mergem că n-avem timp, părinte. Știți cum e astăzi cu serviciul și cu atâtea greutăți. Te înțeleg, dar acasă, zic, te rogi? Părinte, nu prim, cam cad de oboseală. Dar zic, măcar în sărbători sau sara când te culci, zici o rugăciune. Părinte, câteodată da, câteodată nu. Iată răzbunare pe sufletul tău. Iată lucru rău făcut de tine asupra ta. Pentru că Mântuitorul vine în Evanghelie și spune... Și dacă toată lumea am dobândi, ce am putea da în schimb pentru sufletul nostru? Ce poate omul să dea în schimb pentru sufletul său dacă lumea ar dobândi și sufletul și-ar pierde? Iată ce lucru esențial întrebat de Mântuitorul în fața ucenicilor. Deci vezi că tu poți să-ți faci rău ție? Vezi că tu trebuie să faci ceea ce vrei să-ți facă alții ție? Adică, n-ajungi numai la lucru de a fi respectat sau de a respecta pe alții într-o simplă manieră socială, că nu-i suficient. Și păgânii fac bine din alepire, Apostolul Pavel. Spune, neavând lege, fac ale legii. Dar tot Apostolul Pavel vine și mă încurajează și mă salvează pe alt punct. Nu fac binele care, zice, îl voiesc, ci fac răul pe care nu-l voiesc. Adică, noi nu ne dorim intenționat să facem rău, dar fără să vrem alunecăm în rău. De ochiul ceva, imediat dorește cu patimă. Vedem undeva la unul ceva mai mult, să am și eu. Văd că unul s-a înălțat puțin cu mintea și și-a pus preș la poartă. Tu trebuie să spui și mai mult ca el. Ei, acestea sunt lucruri slabe. Acestea sunt lucruri care despart pe om de Dumnezeu. Pentru că Slavici, marele romancier, a spus, nu averea și bani, ci liniștea bordeiului tău te face fericit. Deci vezi că până la urmă, nu lumea, când deșerți să tulbure tot omul, când gândim că am dobândit lumea în groapă, ne sălășluim. Deci, până la urmă, spunea și Eminescu, orice ai face, orice ai spune, peste toate, până la urmă, o lopată de țărână să depune. Deci vezi că tot întâlnirea cu Dumnezeu rămâne esențială? Vezi că tot întâlnirea cu stăpânul și ziditorul tău rămâne cea mai eficientă? Și spune că omul are trei prieteni pe pământ. Are bogăția, deci bogăția, inteligența și faptele bune. Când ajunge la ușa gropii, se desparte de doi, de bogăție și de inteligență. Și rămâne cu al treilea, cu care dacă nu s-a împretenit în viață cu faptele bune, nu are pentru ce ajunge la groapă. Că dincolo, prima întâlnire este cu acel de-al treilea prieten, cu faptele bune. Nu spune Mântuitorul Hristos și toți vor învia la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății. Și vor învia cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții și a odihnei. Iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândei. Deci, nu judec eu, ci toată judecata spune, precum aud judec și toată judecata a dat-o Fiului, ca eu să judece. De ce? Pentru că numai Iisus Hristos a răbdat foame ca noi, a răbdat frig ca noi, a suferit ca noi, s-a născut ca noi, a trăit ca noi, a mâncat ca noi, dar a știut să ne arate că omul dacă vrea poate și să se roage, omul dacă vrea poate și să postească, omul dacă vrea poate să fie și bun, omul dacă vrea poate să fie și drept, omul dacă vrea poate să fie și inteligent, poate să fie și bogat, ce Iov și Avram erau săraci, Isaac, Iosif în Egipt erau săraci, Israel, Iacov era sărac? Nu! Toți au fost bogați,
Dar ce bogăție! O bogăție și înțelepciune negrăită! Că atunci când a venit satana și l-a robit pe Iov și i-a distrus toate bogățiile, ce a făcut? S-a considerat bogat, avea pe el veșminte scumpe și a sfârdecat cămașa și s-a aruncat la pământ gol. Și primul lucru care l-a spus, a spus așa: Domnul mi le-a dat, Domnul mi le-a luat. Să fie binecuvântat de acum și până în veac. Precum i s-a părut, așa a făcut. Deci, iată gândire inteligentă. Deci, iată, folosesc de ea, o țin la cec, o țin în casă, bogăția, îmi cumpăr tot ce îmi trebuie, dar nu-mi lipesc inima de ea, pentru că Dumnezeu a spus, bogăție, dacă curge, să nu-ți lipești inima. De ce? Pentru că cei ce și-au numit casele lor și pământul lor cu numele lor, spune Catisma 7, s-au pogorât în iad ca oile de junghiere și slava lor este cu adobitoacelor celor fără de minte că s-au coborât la nivelul lor și s-a asemănat lor. Deci nu trebuie să rămânem, dobitoc nu înseamnă că se referă la animal, ci la omul trupesc, la omul care nu știe de partea cugetătoare sau partea sufletească, Sfântul Maxim, Filocalia 3. Și mergem mai departe la alt verset din Evanghelie. Dar dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată să aveți? Păi sunt să fii sigur de lucrul acesta. Dar tu ai numai pe câțiva pe care îi respecti și ei te respectă. Nașul, cu mătru, mama, tata, finul, sora, fratele, vărul, cunoscut de familie și celorlalți restul le dai cu piciorul. Crezi că îți folosește la ceva? La nimic? Și asta în toate mediile. Și judecător fiind, și medic fiind, și milițian fiind, și învățător fiind, și creștin de rând fiind, și mamă fiind, și tată fiind, și tânăr, și bătrân fiind. Adică, în toate domeniile trebuie să împarți mila la fel. Să-i vezi pe toți ca unul. Adică, de ce dacă e sărac să nu caut la fața lui? De ce dacă e bogat să-l cinstesc cu slavă? De ce dacă e învățat să-l iau în seamă? De ce dacă e analfabet să-l înjosesc sau să-l înlătur sau să-l ocolesc? Iată, trebuie să iubim pe toți la fel. Mântuitorul spune că avea atâta milă încât când a văzut noroadele flămânde și sărace în pustie, a zis, și li s-a făcut milă de ei și a zis, dați-le să mănânce. Deci iată, dați-le să mănânce. Deci în acea clipă Mântuitorul n-a ales, ci a spus, la toți dați-le să mănânce. Păi n-avem decât doi pești, n-avem decât ceva pâine, n-are nimic, aduceți-le la binecuvântat. Și când le-a binecuvântat, ce credeți? A plouat, a fost vreme bună, a fost timp frumos și s-a făcut pâinea și la bogat și la sărac. Are și cel ce are asociația, are și cel ce are o palmă de pământ, are cu ce trăi și cel care n-are pământ, că întinde mâna la cel bogat și primește o bucată de pâine. Și iată cum i-a binecuvântat și pe toți i-a hrănit. Adică liturghia cea veșnică din veac, primăvară și vară și toamnă și iarnă, se vor repeta în ciclul lor ca omul să aibă din ce trăi și veșnic pământul își va da rodul său și roada sa la bună vreme și toate câte vor face vor spori. Dar mai departe spune Psaltirea, nu așa necredincioșii, ci ca praful ce îl spulberă vântul, ca tina uliților vei face pe dâns și că vei căuta locul lor și nu vei afla. Iar în altă parte tot psalmistul spune, cel sărac nu se teme, și cel mișel, că dă cu împrumut și zice, nu duce două de pâine. Și zice, seminția lui se va blagoslovi. Deci tot amărâtul întinde mâna, tot săracul pomană. Și ca drept dovadă că trăim într-o societate bine dezvoltată, tot săracii țin și credința, tot săracii țin și biserica, tot săracii țin și tradiția, tot săracii țin și postul, tot săracii țin și rugăciunea și candela evlaviei creștine aprinsă. N-ai să vezi bogați în biserică, n-ai să vezi sătui în biserică, n-ai să vezi chiaburi în biserică, ci oameni simpli, pentru că unde e inima, acolo e și comoara. Cum să lasă gratia, cum să lasă câinele lup, cum să lasă lacătul,
Cum să las averea și să vină la biserică? Dacă în lipsa lui intră cineva și atunci le numără, le calculează, le repune pe calculator, le recomputerizează, le reașează, alte chei, alte coduri, ca nimeni să nu dea de căpătâiul lor, crezând că molea nu-l fură și furul nu o poate strica. Ei, toate acestea sunt praf și cenușă. De aceea spune, să iubiți pe toți la fel. Ce spune? Să iubiți ca să aveți răsplată. Bogatul, când l-a văzut pe Lazar la poarta lui, i-a dat cu piciorul. Câini însă îi lingeau bubele. De ce s-a referit că niște câini puteau să lingă bubele lui Lazar? Și ăia erau la fel de flămânți ca și el. N-ați văzut vreodată o gardă ăștia jegăriți care vin pe la lada de gunoi și scurmă o cârmoajă sau o coajă rămasă aruncată? Cu aia se hrănesc. Și Lazar se hrănea la fel și avea tovară și pe măsura lui. Dar se spune că a ajuns să se odihnească în lui Avram, iar bogatul să se perpelească în flăcările iadului. Nu pentru că era bogat, ci pentru că era îndărătnic și zgârcit. Că și Avram a fost bogat, și Iov a fost bogat, și Iacov a fost bogat, și Noi a fost bogat, toți au fost bogați. Și Adam a fost bogat, avea fii. Unii se ocupau cu agricultura, alții se ocupau cu păstoritul. Dar când au ajuns neînțelegerile între ei și li s-au părut că unul e mai bun ca celălalt, s-au omorât. Deci a intrat moartea în lume și sângele nevinovat s-a vărsat. La fel este și în bogăția de astăzi. Ce-mi pasă mie de ce se întâmplă în jurul meu? Și ce dacă eu sunt director? Și ce dacă eu sunt patron? Ce mă interesează pe mine că ăla nu are? Ce mă interesează că ăla nu-i în rând cu mine? Cum așa a făcut cineva odată o afirmație dureroasă? Și dacă a fost prost și n-a învățat? Dar dacă te-aș întreba pe tine când învățai și dădeai examene și le luai poate chiar cu 5 sau cu 6 și te bucurai că profesorul tisi de prostiile tale spunea un 5 să nu te vadă la sesiune și totuși profesorul acela a rămas profesor și tu ajungând mare ai ajuns director. Și poate fiul acum lucrează la tine și tu îl dai în șomaj sau îl înșeli la salar sau îl prostești în producție sau dacă vrei îl primești, dacă vrei îl arunci afară, deci trebuie să iubești pe toți la fel. Pentru că și tu la rândul tău ai fost iubit de altul, întâi de Dumnezeu ce ți-a pus mintea în cap, întâi de Cel ce te-a învățat, apoi de Cel de ales și apoi de Dumnezeu care te păzește. Pentru că ce se întâmplă? Spune Isaia. Săgețele pot lovi bine la țintă și sunt atât de bine țintite încât pe cei răi care nu vor să primească adevărul pot să-i piardă și să-i stârpească. Că așa spune, nu mustra pe cel rău ca să te urască. Ei, la fel se întâmplă și cu această iubire. Tu mare ființă îți aduci aminte că mic poți fi. Și ce s-a întâmplat? Odată un împărat era trist și a venit la cioban și a spus, dar ce ești trist împărat? Păi zice, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-L cunoști? Zice, dar de ce nu-L cunoști? Păi nu mi-a spus nimeni niciodată ce face Dumnezeu. Și zice, vrei să știi ce face Dumnezeu? Da, eu îți voi arăta. Arată-mi. A rămas mirat împăratul. Și i-a spus ciobănașul, zice, ca să poți să-ți arăt, trebuie să-mi dai hainele tale. Și i-a dat. Da. I-a dat imediat coroana, sceptru, insignele împărătești, s-a îmbrăcat ciobanul ele și s-a suit pe tron. Și a chemat călăii și a spus, tăiați-i capul. Și el a început, îndurare, milă, dar ăștia au văzut insignele pe ăsta, ăsta e împăratul, așa era pe atunci. Pe ăsta l-a văzut un simplu om. Și că nu-l omorâți, lăsați-l. Și ăsta îi spunea, și că-ți mulțumesc, ziceți mulțumesc că n-ai mai făcut treaba aceasta. Zice, nu mie, nu Dumnezeu. Zice, El mi-a dat în gând să nu te omor. Ci bine, dar nu eu ți-am făcut bine și ți-am dat, zice, sceptru și coroana? Dar nu Dumnezeu a făcut bine și ți-a dat ție sceptru și coroana? De ce? Te întreb ce face Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu. Face și împărați și săraci. Deci asta face Dumnezeu. La fel se întâmplă și în societate. Astăzi poți fi împărat și mâine poți fi sărac. La Dumnezeu spune în litia de boală, de toate neputințe, următorul verset. Tu faci bogați și sărați, tu ucizi, tu omori, tu dai viață.
Ei, în clipa când tu ești mare și nedrept, în clipa aceea poți muri. În clipa când tu ești mare și nedrept, Dumnezeu luminează pe altul să-ți vadă afacerile tale contabilicești și să te prindă cu delapidare, cu înșelăciuni, cu cutare și să te zboare afară. Și mai mult decât atât, să înfunzi și o pușcărie. Și mai mult decât atât, să poți să mori în ea și să te îmbolnăvești în ea și să nu mai vezi lumina soarelui. Și iată te face Dumnezeu dacă nu iubești pe toți la fel. Deci de aceea spune, dacă vrei să ai răsplată, Mântuitorul a spus, milă, voiesc și nu jertfă. Și săracul să trăiască, și bogatul să trăiască, și cel mai necăjit, și cel mai oropsit, toți să fie una. Că așa sunt în cer. Și spune mai departe, dar dacă dați împrumut și nădăjduiți să luați înapoi, asta e cea mai grea din toate. Asta e înșelăciunea secolului 20, care mulți trecând peste cuvântul Mântuitorului au crezut că se pot îmbogăți în moduri murdare. Și știți foarte bine câte au fost. Fel de fel de bănci, a fost și Caritasul și multe alte locuri unde se câștigau banii de pomană. Dar dacă Dumnezeu a spus să nu ești inima de bogăție, ei, cam așa pățesc cei ce agonisesc pe nedrept. Deci în clipa când tu vrei să-ți uiți de ceea ce a spus Dumnezeu, ce lucrează să nu mănânce, cel ce are să dea celui ce nu are, cel ce este sătul să creadă pe cel flămând, cel ce este adăpat să creadă pe cel însetat, cel sănătos să-l creadă pe cel bolnav, Dumnezeu vine și pedepsește. De aceea trebuie atunci când dai, să dai fără ca să aștepți răsplată. Și ați văzut unde duce darea cu camătă, de aia și în spovedanie, e unul din păcate care sună la fel. Zice, și-am dat cu camătă sau am dat cu dobândă. Ei, unde duce dobânda? Dobânda duce la pierzare. De ce? Este un ban neadevărat, este un ban nemuncit, este un ban bolnav care te face să te pierzi și să mori. Tu te duci și ridici din bancă nu știu cât, că ai de făcut nu știu ce treabă. Dar nu-ți dai seama că de fapt te-ai înglodat. Pentru clipa când deja vrei să ieși din glod, vrei să te ridici la suprafață, nu mai poți. Că nu te înghit banii, te înghite dobânda lor, te înghite iubirea aproape. Deci atâta te iubește până te mănâncă. Ce se întâmplă? Vinzi apoi casa ca să scapi de acea dobândă și iubirea aproapelui, care ți-a întins o mână de ajutor. Te vinzi apoi pe tine. Și cum te vinzi? Nu mai ai sărbătoare, nu mai ai liniște, nu mai ai pace, nu mai ai somn, nu mai ai masă, nu mai ai casă, nu mai ai odihnă sau zi de rugăciune. Și toate sunt o muncă continuă să scapi de iubirea aproapelui ce ți-a întins dobânda. Ei, același lucru se întâmplă cu cei ce fac același lucru în fața lui Dumnezeu. Deci când ajunge mânia lui Dumnezeu, toate se prăpădesc. Ați văzut unde au ajuns? Din ură și din dezbinare și din viclenie și din fățărnicie, strus împărății. S-au distrus popoare, s-au distrus neamuri, s-au distrus valori, s-au distrus temple, monumente, lucrări de artă, oameni de știință s-au omorât. De ce? Pentru că nădăjduiau că îi vor depăși pe cei ce se credeau nedepășiți. Ei, același lucru este și aici. Dacă vrei să dai într-adevăr cu dobândă, dă-i lui Dumnezeu. Dacă vrei să-i dai cu dobândă, dă-i săracului, că acolo găsești dobânda. Sunt sigur de lucrul acesta când vă spun un lucru. Am cunoscut odată pe cineva care mi-a povestit o întâmplare minunată. Zice, părinte, mă duceam la o bancă să depun niște bani. Și zice, când am ajuns la bancă, cum stăteam la rând, cineva mi-a băgat în buzunar și mi-a furat banii. Și zice, n-am avut ce să fac. Am băgat, am scris cuponul și când să scot, zice, zecile sau sutele de mii, așa era prin 91-92, nu sunt bani. Dar zice, în clipa aia așa de rău m-am mâhnit că, zice, erau ultimii bani care aveam și nădăjdeam că punându-i la cec să iau pe mai târziu de când mi-o fi nevoie, de o pastilă, de un medicament, de ceva în casă, fiindcă atunci vedeam că se devalorizează și n-aveam ce face. Și am zis că măcar dobânda ca să iasă. Și m-am întors acasă
Și am început să mă rog. Și azi, și mâine, și poi mâine, și răs, poi mâine. Și la un timp oarecare de, primește un telefon. Ei, iar în telefonul pe care l-a primit, o persoană îi spune, zice, nu sunteți persoana cu tare sau cu tare, da. Zice, să veniți să vă dau bani. Zice, că din clipa când v-am luat banii din buzunar la bancă, zice, mi s-au îmbolnăvit copiii în casă. E, iată ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu atunci când vrei să șarlatanești pe altul. Deci, nici nu trebuie să furi, nici nu trebuie să înșeli. Tu muncește cu munca ta, mult sau puțin, Dumnezeu nu te pedepsește. Dar nu încerca să-L sabotezi pe aproapele tău. Că dacă încerci să-L sabotezi pe aproapele tău, atunci Dumnezeu intervine și nu intervine pentru rugăciunea ta, pentru dreptatea Lui. De ce? Noi nu știm ce este cu banul acela și cât de greu este muncit. Unul poate e făcut pe o buruiană, unul poate e făcut pe un litru de lapte, unul poate e făcut pe un schimb de noapte, în obosteală sau flămând sau turmentat sau un fric sau vai de omul respectiv. Și tu îndrăznești ca să-l înșeli. Același lucru se întâmplă și în societate cu aceste locuri unde noi ne ducem și credem că ne întrajutorăm. Cel mai frumos ajutor este ajutorul creștinesc. Adică să ai de unde lua de la cel bogat, să-i dai la timpul potrivit înapoi, dar fără dobândă. Acea dobândă care el o va pierde la banii aia să fie scrisă la Dumnezeu în cer, pentru că Dumnezeu îi va da mai mult decât îi trebuie. Dumnezeu îi va da mai mult decât are el nevoie, dar să vadă la inătatea, oriunde tu ești zgârcit la ultimul leu sau ești zgârcit la ultima drahmă și Dumnezeu te pedepsește. Nu iartă, nu cruță, pentru că creștinismul trebuie să triumfe, nu să scadă. Și mergem mai departe. Spune, zice, să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți bine și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți a lua nimic în schimb. Deci, unde am fost? Răsplata voastră va fi în cer, fiindcă sunteți fiii celui prea înalt. Mie mi se pare că am mai spus cândva treaba asta. Stau creștini mulți în biserică și se roagă. Stau creștini mulți în biserică și se ascultă. Li se pare că s-a vorbit frumos, li se pare că s-a vorbit grozav. Dar nu știu cât rămâne în sufletul lor. Și la fel, într-o biserică oarecare, o femeie înțeleaptă și cu bună cuvință a observat masa care venea la biserică, a observat nivelul intelectual la care se vorbea, nivelul spiritual la care se pretindea și preotul și biserica respectivă și a spus, le voi da o lecție. S-a dus acasă la ea, a pregătit frumos niște mese întinse, s-a preschimbat, sunt sigur că o știți mulți, s-a preschimbat în cerșătoare și a luat ca cu casă pe toți cei ce veneau în biserica respectivă. Și tot ce a primit de la ei a adus acasă cu bilețel frumos și a pus în anumite locuri pe masă. Iar după ce le-a pus pe toate pe masă și a isprăvit, a făcut masa săracilor și masa bogaților. De ce? De la săraci primise un ou, primise o pâine, primise un măr, primise o bucată de carne, primise cartofi, primise legume, zarzavuri, dulceață. Ce aveau săraci prin casa lor? De la cei bogați primise o parte din resturile care le rămăsese și nu mai aveau ce face cu ele. Fie mâncare mai înăcrită, fie mâncare mai vechi, fie mai mucegăită. Și apoi, mergând duminica viitoare la biserică, i-a spus preotului lor, astăzi sunteți invitații mei. Zice, astăzi am onoarea să vă primesc la casa mea. Și toți bucuroși au zis, această doamnă distinsă, zice, trebuie sigur să ne omenească cu ceva frumos. A închis ușile, i-a primit pe toți acasă și a spus, veți intra după cum vă va repartiza slugile mele. Și pe fiecare după nume îl ducea la numele lui și la masa lui. După ce i-a pus pe toți la masă, ei au crezut o glumă. Și cele mai înțepate cucoane și cei mai înțepați boieri s-au răzvrătit. Păi bine, își bate joc de noi? Păi bine, arumă de prost gust. Păi noi suntem oameni din societate, suntem oameni cu bun moral, cu bună creștere. Ne pretindem a avea noi o lucrare, zice. Chiar așa ne socoate ca pe ultimii sărăntoci, mai încă ne și ia în derâdere cu fel de fel de mizerii puse pe masă. Unii mai înțelepți au spus, taceți că cred că este o glumă, zice. După aceea probabil vor sosi cele ce trebuie spuse și întinse.
Și când a venit preotul, pe preot l-a pus la o masă, deci l-a pus la o masă unde în dreptul lui farfuria era goală, n-a pus nimic. De ce n-a pus nimic? Nimic din ceea ce servise el credincioșilor din învățătura sa nu s-a prins de ei. Și deci dacă nimic nu s-a prins de ei, nimic va fi și dincolo în cer. Adică veți da cuvânt și seamă pentru tot cuvântul vorbit în deșert. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, după patrei, nu se ia în derâdere, ci trebuie să cinstești pe Domnul Dumnezeu tău. Iar preotul i s-a adresat și i-a spus, iată v-am invitat la masa mea ca să vedeți, zice, ceea ce pot să vă ofer eu vouă. Și preotul a luat cuvântul și i-a spus, zice, bine, Doamnă distinsă, zice, dar este frumos să se facă o asemenea glumă? Nu, părinte, zice, roagă-i pe fiecare, zice, să-și amintească că săptămâna trecută a trecut pe la ușa lor o cerșătoare. Să se uite bine, nu cumva fiecare a dat ceea ce este pe masă? Și în clipa când și-au uitat fiecare și-au recunoscut darurile. Și atunci ea foarte înțeleaptă a spus, așa este și în împărăția lui Dumnezeu. Cu ce mână dai, cu aceea ei? Ce-ți dai pe lumea aceasta, găsești pe cealaltă. Ce-i dai pe lumea asta aproape lui, aceea găsește dincolo Hristos. Și zice, am vrut să vă arăt cât de mult și cât de bine, zice, prinde învățătura din biserică, zice. Ca drept dovadă că în farfuria preacuvioșiei voastre nu se află nimic, nici la Dumnezeu n-a ajuns nimic. Nici la Dumnezeu nu este nimic. De ce? Credința fără fapte este moartă. Și atunci toți de față s-au rușinat și și-au schimbat viața, fiindcă ea nu de rușine, ci din respect a plecat și în alte orașe să dea asemenea lecții creștinilor. Deci acesta este creștinismul autentic, pur și adevărat, spre care să mergem. Și ca să vedeți și un act de naivitate, pentru că cei săraci cred cu adevărat în Dumnezeu, și pentru că cei săraci cu adevărat au nădejde în Dumnezeu, Dumnezeu îi miluiește și îi ajută. Nu știu de unde, tot mai de mult auzită, se spune că un sărac, nemai având ce să vândă, și-a luat unica icoană ce o avea pe perete și s-a dus să o dea în piață. După ce a ajuns cu ea în piață, a văzut că pe icoană era chipul Sfântului Neculai și venind un bogătan a zis, ce-i asta? Zice, asta e sluga mea, am și vreau să o vând, că zice, nu mai am cu ce trăi. Ce și cât vrei pe ea? Păi vreau atât. Dar cu ce o hrănești tu pe sluga asta? Păi nu mănâncă decât, zice, câte un pic de ulei, așa, într-un borcan sau într-un vas, și o feștilă care îi dai foc. Și ea se hrănește, zice, din feștila aia. Și chiar păzește casa. Poți să nu încui că-ți păzește casa. Și ăsta, bucuros că a scăpat de plătit alte multe sluși, ce a zis? O, cu atât mai bine, mănâncă și bine, nu consumă mult, nu-i pretențios, dă-mi-l încoace. Și l-a scos pe un preț de temir ce și l-a dus la casa lui. Ducându-l la casa lui, l-a pus la poartă. Nici măcar nu l-a pus ca să nu-l ploaie. Și i-a pus în față borcanul cu un de lemn, i-a aprins acolo feștila să ardă și s-a dus în treburile lui. Hoții atât le-a trebuit. Când au văzut casa deschisă, au intrat și au devastat totul. Și au plecat. El venind de la serviciu, sau pe unde era plecat cu afacerile lui, când s-a întors, a văzut casa dezvastată. S-a dus la slugă și i-a tras două palme. Și a spus, zice, dar nu ți-i rușine, te hrănesc degeaba, tu cum îți faci aici meseria? Icoana n-a zis nimic. A plecat din nou și a spus, odată te mai las și dacă nu-ți faci datoria, te arunc în foc. Și a plecat și a lăsat din nou casa deschisă. Și au venit din nou acei hoți să fure. Au luat ce au văzut prin casă, dar unul văzând că nu mai este nimic de valoare, zice, bă, hai să luăm asta de la poartă, zice că e ceva vechi de patrimoniu. Și când au pus mâna pe icoană ca să o iau, au rămas acolo, prinși de ea. Și venind, s-au spăimântat că nu mai puteau pleca, s-au mărmurit pe icoană. Și când a venit stăpânul casei, a întrebat, dar voi ce faceți aici? Păi te rog, iartă-ne, zice, uite, sluga asta a ta, zice, ne-a prins și ne ține aici, nu ne dă drumul. Păi zice, aduceți ce-ați furat. Deci, iată unde duce un act de simplitate creștină. Deci, acolo unde Dumnezeu voiește, minunile se fac fără rațiune.
acolo unde Dumnezeu voiește binele, se face fără prea multe înțelesuri și fără prea multe păreri înalte. Dar dacă vrea Dumnezeu să facă lucrul acesta, la fel și în Evanghelia de astăzi, dacă tu vrei să fii fiul al lui Dumnezeu și dacă tu vrei să fii mare, roagă-te, cui? Slugilor lui Dumnezeu. Deci cui trebuie să te rogi? Sfinților. Lui Hristos trebuie să te rogi. Fecioare Maria, Sfântului Ocrotitor, a cărui nume porți, și Dumnezeu va fi cu tine. De ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că, de fapt, Evanghelia se încheie cu un cuvânt aspru. El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Adică Dumnezeu. Așa a spus. Zice, faceți bine, nu așteptați nimic în schimb, veți fi fiii celui prea înalt. Ca să fim fiii celui prea înalt, în primul rând, trebuie să avem fapte de fii. Iar ca să avem fapte de fii, știți ce trebuie să avem în primul rând? Trebuie să avem credința în Dumnezeu. Slugile să tem. Hargații sunt năimiți și las oile și fug. Și lupul răpește oile. Dar când păstorul este bun, oile cunosc glasul și merg după el și va fi o turmă și un păstor. Deci același lucru ne duce pe noi la a fi fii al lui Dumnezeu. Pentru că în final, spune așa, fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din cer milostiv. Deci iată ce se cere după toată vorbăraia. Fiți milostivi că și Tatăl vostru cel din cer milostiv este. Și ca să înțelegeți lucrul acesta până unde duce, tot bătrânii patericului care n-aveau ce face puneau Evanghelia în practică. Un bătrân odată împletea rogojii și banii ce-i câștiga îi punea într-un pahar în chilia lui, într-o fereastră. Și un frățior se înnădise și începuse să fure. Azi a luat vodoi, mâine a luat vodoi, poi mâine vodoi. Bătrânul nu s-a supărat, era bucuros că măcar de pesneț și pâine. Și într-o zi fratele a zis, ce am să vin eu tot să iau câte 2-3, las că iau pe toți odată. Și bătrânul a lăsat un bilețel în pahar și a spus, zice, te rog dacă vrei, zice, din tot ce ai luat, mai împrumutăm și mie de o pâine. Și venind ăsta ca să ia, găsește acest bilețel și se rușinează și vine la bătrânul, îi face metanie și îi spune, zice, bătrâne, zice, ce rugăciune ai făcut tu pentru cel ce te-a furat? Zice, am făcut o singură rugăciune, zice, să-i dea Dumnezeu gând milostiv, să ia cât îi trebuie, dar să-mi lasă măcar de pâine. Și atunci el i-a spus, zice, eu ți-am luat. Păi zice, nu am de unde să-i restitui, că i-am cheltuit. Nu-ți cer, zice, înapoi, dar îți cer singur lucru, zice, să fii milostiv cu cei din jurul tău. Zice, nu milostiv pentru mine, milostiv pentru Hristos. Hristos mi-a lăsat sănătatea ca să pot să mă grijesc și să nu cerșesc. Zice, dar dacă pe tine, Hristos, nu te-am vrednicit să poți lucra, ia că ai de unde, dar mai lasă-mi și mie. Și a început bătrânul din ziua aceea, a promis, zice, voi face două rogojine. Și s-a umilit fratele și căzând la picioare a spus, zice, bătrânii, zice, m-a învățat rodul muncii. Deci ce s-a întâmplat? S-a rușinat că bătrânul cerea la Dumnezeu sănătate să poată face două rogojini și să-l țină și pe el. Deci iată un act de milostenie. Sau un alt călugăr mai sporit, venind tâlharii ca să-l fure după ce au luat totul, el a mai ieșit afară și scuturând o pungă a spus, fraților, ați uitat-o și pe aceasta, ce luați-o să nu rămână la mine, zice. Și s-au întors tâlharii și au spus, zice, dar de ce spui lucrul ăsta? Mă gândeam că să vă osteniți și mâine seară și să vă doară picioarele venind și pentru asta. Luați-o acum. Ei, nu trebuie să ajungem până într-atâta milostivire, dar să ajungem atunci când ni se întâmplă un rău să-l cercetăm. Mi-a făcut fratele un rău, să văd de pot ierta. Mi-a făcut vecinul rău, să văd dacă e atât de esențial. Mi-a făcut aproapele un rău, să văd, trebuie într-adevăr răzbunare. De ce? Răzbunarea este a lui Dumnezeu și nu a oamenilor. Când noi ne judecăm, când noi căutăm să ne răzbunăm cu forța, Dumnezeu ne dă alte necazuri. Adică ce se întâmplă? Ne dă boală, ne dă necaz, ne dă scârbă, ne dă mâhnire, ne dă neînțelegere și vai de creștinul care moare sub pe alt creștin. Se spune că, zice, nici nu are judecată la Dumnezeu cel ce moare supărat pe altul. Adică degeaba îl pomenești în biserică. Ori Mântuitorul când a întemeiat legea Harului n-a spus altceva. Așa a încheiat.
Iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Iubiți-vă între voi chiar dacă lumea vă urăște. Și a făcut mare comentariu duhovnicesc când le-a spus ucenicilor. Dacă ai luat o palmă, întoarce fața să-ți mai tragă una, că întâi eu am luat palme. Și când lua Hristos palme, ce spunea? Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Dacă, zice, fratele tău te mâhnește, gândește-te că întâi pe mine m-a mâhnit. Dacă fratele tău te flămânzește, gândește-te că întâi pe mine m-a flămânzit. Și gândea la arhidiaconul Ștefan, care era omorât cu pietre, iar el spunea, zice, iartă-le lor păcatul. Deci până unde merge jertfa? Acum rămâne un lucru. Când iertăm și când facem dreptate? Trebuie să înțelegeți două lucruri esențiale și necesare. Unu, creștinismul mă îndeamnă să fiu milostiv, mă îndeamnă să fiu bun și să fiu și corect, dar tot creștinismul mă îndeamnă să fiu consecvent. Și de ce vreau să vă spun lucrul acesta? Mântuitorul în toată bunătatea Lui, și în palmele de la cruce, și în răstihnirea de la cruce, și în foamea, și în setea, și în nașterea din iesle, și bătăile din pretoriu, și în toate, nu s-a manifestat. Nu s-a manifestat. Ci a lăsat după voia oamenilor. Dar când s-au atins de casa lui Dumnezeu, au luat foc. A făcut un bici puternic și a intrat în templu, a răsturnat mese cu bani, a scos pe schimbătorii de bani afară, pe cei cu porumbei. Ce căutau porumbei în templu? Femeia când năștea trebuia să aducă două turturele, jertfă. Asta era cu porumbei în templu. Iar celor ce aduceau dobitoace în templu, ce erau? Cei bogați aduceau un melc. Și atunci sigur că nu se găsau miei de vânzare pentru femeile care ajungeau la 40 de zile de curăție după naștere. Și i-a scos pe toți afară și a spus aspru și prompt, nu faceți casa tatălui meu casă de desfrânare sau de peșteră de tâlhari. Nu faceți o schimbător de bani, zice, casa tatălui meu, casă de rugăciune se va chema. De ce am pronunțat și cuvântul casă de desfrânare? Să nu creadă cineva că desfrânat fiind și fiind în biserică vede raiul. Nu. Desfrânații moștenesc împărăția lui Dumnezeu, dar dacă lasă păcatul. Hoții moștenesc împărăția lui Dumnezeu, dar dacă lasă păcatul. Bețivii moștenesc împărăția lui Dumnezeu, dar dacă lasă păcatul. Lacomii moștenesc împărăția lui Dumnezeu, dar dacă lasă păcatul. Și toate mai departe la fel. Deci, intrarea în biserică prevede două schimbări mari. Cunoașterea de sine, și spun toți Sfinții Părinți, cine a ajuns să se cunoască pe sine, a ajuns la mare înălțime. Și eu iarăși vă spun un caz întâlnit concret, de care mă izbesc de multe ori. Ce părinte, zice, nu e om rău, zice, dacă bea în jură, omule, nu-i bun, nu-i rău, eu nu spui rău, e mai bun decât drag. Dar ce se întâmplă? Nu-i bun. Deci cum să fie fumător, bețiv, rău și bătăuș și să spui că nu-i rău? Nu-i rău că vrei tu să-l rabi sau nu-i rău că vrei tu să crezi că e bine așa, dar Dumnezeu nu vrea așa. Și da, dar e milostiv, zice, când îi beat își dă și sufletul. Dar păi și așa și l-a dat. Nici nu trebuie să-l dea cuiva. Dar ce se întâmplă? Asta nu înseamnă că e bun. Și Sfântul Ioan Scăraru arată. Bețivii, curvarii, zice, sunt buni din fir. Deci sunt buni din fire. Deci au înclinarea aia spre a ierta, au înclinarea spre a face milostivire. De ce? Fiindcă sunt slabi în patimi. Și ei cred, cum spune și Nicodima Ghioritu, că zice și cei care sunt deopotrivă cu ei sunt la fel. Și adevărat este, cine seamănă să adună. Ai să vezi un om serios bând la bufet cu un bețiv? Nu. Bețivii. Stau lingurniciul la sticle, să pupă, le curg balele, exact parcă sunt niște câini de aia în căldură. E, ce vrei să le faci? Atât aduce mintea. Până acolo l-a slobozit satana, încât râde dracu de el. Ei, lucrul acesta îl urăște Dumnezeu. Și pe ăștia nici în biserică nu-i primește. De ce nu-i primește în biserică? Degeaba vii tu și asculți slujba. Degeaba vii și aprinzi lumânarea. Degeaba vii și dai pomenicul. Dacă tu stai, deci te încadrezi la mine, te plătesc eu și tu lucrezi la altul. Așa și Dumnezeu. Deci te botează în numele Lui, te primește în numele Lui, vii în numele Lui, dar tu mergi și faci hargățală la alt stăpân. Păi nu se poate la doi domni. Ori îl iubesc pe Hristos și mă țin numai cu Hristos, ori îl iubesc pe Satana și mă țin de Satana.
Nu s-a inventat, departe lui, în curând, sataniștii o să facă să se plătească pomenice și la ei. Probabil o să inventeze ei un fel de liturghie neagră în care să meargă și acolo să se dea un fel de jertfă. Dar important rămâne faptul că atunci când suntem atentați să fim despărțiți de Dumnezeu, să fim despărțiți de biserică, de unicul adevăr, că credința creștină, atunci trebuie să ne răzvrătim, nu mai iubim, nu mai iertăm, nu mai facem dreptate. Frate, tu cu stâna ta și eu cu oaia mea, gata, nu mai am nevoie de tine, nu te cunosc pe tine. Deci trebuie să fim foarte atenți că atunci când este vorba de credință, e mai ușor să speri sufletul decât cât este când e vorba de patimă. Patima se vindecă, îmbătrânești, te îmbolnăvești, mai vine un necaz, mai vine o scârbă și omul se îndreaptă. Dar când e vorba de credință, problema se complică. Odată ce omul ajunge să hulească împotriva Duhului Sfânt, să schimbe adevărul, să schimbe dogma, să schimbe învățătura, să spună răului bine, deja este păcat împotriva evidenței, este păcat cu buna știință și atunci Dumnezeu lipsește cu foc, nici nu se discute. Ăștia sunt sectare, ăștia sunt toate cultele acestea din afară care și-au făcut dumnezeilor, și mahomedani, și budiști, și protestanți, și toate. De ce? Nu îl au pe Dumnezeu cel adevărat. Ori Apostolul Pavel spune, numai tu mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Deci Dumnezeu este adevărul, calea și viața. Ei, în aceste contexte ne oprim și de la iertare, și de la iubire, ne oprim și de la binecuvântare, ne oprim și de la a da cu dobândă în nădejdea că primim, la ăștia le faci milostenie, dar nu-i primit, ca să știți. De exemplu, tu-i dai un sectar să mănânce cât ți-i milă de el, să n-aștepți plată în cer, că acolo n-ai dat în numele lui Iisus Hristos. I-ai dat omenește fiindcă ești creștin, dar nu e plată. Trebuie să-i dai celui, că așa spui, să vezi bârna din ochiul tău. Deci vezi tu ortodoxul tău flămând, vezi tu casa cu mulți copii și apă miluiește pe sectar. Sectarul să se întoarcă de unde a plecat, să plângă în privorul bisericii, să-și primească înapoi botezul, să-și primească credința, să-și primească pecetea Duhului Sfânt și apoi ai dreptul să-l miluiești, ai dreptul să vorbești cu el, să mănânci cu el la masă și mai departe. Nu este, deci nu este un sistem de răzvrătire în felul acesta, ci este un sistem de precauție. Creștinii noștri sunt foarte slabi și întrebarea și răspunsul nu l-am auzit o singură dată de enori. Ce, părinte, dar parcă-s mai buni ca noi. Scoate-ți bilet și du-te la ei, poftim, nu te oprește nimeni. Ce, părinte, dar parcă nu-s așa chiar ca ai noștri, nu-s ca ai noștri, ca ai lor. Nici dragi la prima vedere când vin să-l ispitească pe om să-l ducă în păcat, nu s-arată că-s dragi. Îți arată că e bine, că e frumos, că e plăcut, că e cutare, că e cutare. Iar după ce te-a băgat în păcat, îți dă rușinea să ieși din trânsul. Ei, așa și sectare. Nu-i greu. E greu până te câștigă. Îți mai dă ceva, te mai sfătuiește, te mai îndeamnă, te mai scarpină în coarne, te mai laudă, că nouă ne place mult lauda și mândria și când suntem luați în seamă. Iar după ce ne-a câștigat, spune, frate, de acum ești în stână cu mine, cântă până la toamnă. Ei, ori dacă reușești să scapi de lucrul ăsta și să te mulțumești cu sărăcia ta, să te mulțumești cu Dumnezeu tău, cu casa ta, cu necazul tău, cu scârba ta, Dumnezeu va fi cu tine și încă greu fiind, foame n-a murit nimeni. Deci încă greu fiind, de foame n-a murit nimeni. Adică, cât mai poți lucra cu două mâini și poți să te rogi seara și dimineața, a doua zi și dacă mături strada, tot iei un ban. Și dacă speli un menaj, tot iei un baș. Dacă prășești, tot iei un baș. Dacă mergi la vecinul și îi faci treabă, și ghetele, dacă îi le dai cu cremă, și tot primești o pâine să mănânci. Dar nu te lepezi de Dumnezeu. Pentru acolo unde începe lucrul acesta, este vrăjmășie directă și cu Dumnezeu și nu mai suntem fiii celui prea înalt. Deja ne-am făcut fiii ghenei sau al întunericului. Patimile din om se vindecă, dar credința înstrâmbată nu se mai vindecă niciodată. V-am spus lucrurile acestea ca să facem ca o sinteză a ce? A două lucruri. Urmează cât de cât nu mai este mult și vedeți că timpul se cam macină și se duce repede. Acum și urmează postul Crăciunului din nou. Nici n-am terminat bine de postit la Sfânta Marie și ia că ne-a luat Crăciunul din față. Imediat sosește. Ei, ori trebuie să intrăm deja pregătiți sufletește. Nu în post ne pregătim de spovedit. Nu în post ne pregătim de împărtășit. Înainte de post, deja noi postim de fapte rele, deja ne facem buni,
ca atunci când deja venim să fim în antrenament, să nu ne se mai pară o noutate. Adică până ieri făceam toate relele și de astăzi sunt umblând melușel. Până mai ieri scuipam și zgâriam pe vecinul și nu mai încăpeam de el și acum deodată eu mi-s cel mai evlavios sau cel mai sfânt. Nu, întotdeauna și în toată vremea, nu postul de mâncare îl duce pe om în iad, ci postul de fapte rele. Trebuie să eliminăm total fapta rea. Nu trebuie să existe în noi rău, absolut deloc. Unii cred că cu un rău mic scapă ușor. Nu scapă. Spune și Scriptura, și păcatele mici sunt la fel ca cele mari. Zice așa, dacă un bărbat sau o femeie a poftit trup străin numai în mintea lui și și-a închipuit prea curvia săvârșit. Iată. Dacă cineva poartă ură pe aproapele, numai faptul că l-a urât, păcat de moarte a săvârșit. Așa spune Mântuitorul și așa de frunt se pedepsește. Trebuie, indiferent de condiția care este în prejurarea respectivă, să dai frumos bună ziua. Dacă îl vezi la necaz să-l ajuți, dacă îl vezi la scârbă să-i întinzi mâna, că nu vrei să-l iubești sau că nu vrei să așa, dar nu-l urăști. Nu iubi, dar nu urâ. Sau este o vorbă. Nu urâ și fă ce vrei. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu merge cu jumătățile. Ca să putem fi iertați în ziua judecății, trebuie să iertăm noi toate pe pământ. Ori ca să putem ierta, în primul rând să fim condiționați de rugăciunea Tatăl nostru. Cum pot să spun eu și mi-iartă mie greșalele mele, când eu nu-ți pot ierta ție? Sau cum pot să spun eu, miluiește-mă și nu mă duce pe mine în ispită, când eu țin pe altul în ispită? Deci, atenție, 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 Evanghelia pare simplă și fără sens, noi tot vorbim ore de-a rândul, dar în fond nu se zădește nimic pe cămăruie. Rămâne casa nevăruită. Trebuie să scoatem tot răul de la rădăcină și să demonstrăm alții să ne arate cu degetul și să spună, uite, domnule, ăla-i creștin, halal de el, băi, m-am mirat, uite, serios, prompt, corect, uite, n-ai ce să-i reproșez. De-abia atunci se preamărește Dumnezeu. Astea sunt faptele care demonstrează că noi suntem creștini. Nu că stăm cu sutele în biserică. Du-te în toată țara asta, așa este liturghie. Milioane de creștini astăzi sunt în biserică. Dar mă întreb, din toți cât sunt în biserică, cât ajung folosiți la casa lor? Hai să-i vezi îndată cum la autobuz au de discutat. Cum s-a îmbrăcat cu tare, ce a făcut cu tare, ce a zis cu tare, m-a călcat pe picioare, m-a împins la anafără, nu mi-a dat scaunul autobuz, vecinul i-a trântit ușa, celălalt i-a vorbit. Numai lucruri care nu demonstrează, trebuie să și răbdă. Mântuirea, în primul rând, înseamnă jertfă și răbdare. Adică, dacă tu reușești să-ți învingi aproapele prin răbdarea ta, l-ai câștigat și pe el și pe tine. Dacă aproapele tău îți devine poticneală și zminteală, n-ai făcut nimic. Deci, în final și în încheiere, să dea Dumnezeu ori de câte ori iubim sau urâm, să ținem cont că ne vede Dumnezeu. Amin.